Bine, mai regăsit, prieteni! Iureș anticapitalist în multe orașe din Europa. Culmea în țările cele mai capitaliste. Adică vorbim de Germania, vorbim de uh, Franța, vorbim de uh, uh, Grecia, Turcia, uh, Spania, adică undeva exact acolo unde oamenii chiar trăiesc din capitalism. Da, și Turcia, așa cunoscută mai mult pentru turisti, și Erdogan, trăiește din capitalism. Și nu mai vorbim de Franța și de Germania. De unde până unde iureșul ăsta? Sigur, lăsăm la o parte faptul că radicali pro-palestinieni sau radicali anarhiști, anarhiștii s-au -au infiltrat acolo și prin Paris și prin Marsilia. Lăsăm la o parte că Marsilia, de exemplu, au mers cu, cu drapele palestiniene. Nu asta ne interesează. Ne interesează să vedem de unde până unde în societățile capitaliste care și au creat prin capitalism, prosperitatea apar astfel de uh, momente. Și există pe, uh, la Institutul Ellen Smith o analiză extraordinară prin care se arată că uh, mișcările astea uh, sunt cumva au o bază intelectuală. Intelectualii întotdeauna au fost cumva uh, fascinați de uh, etatism, de planificare de să existe o ordine prestabilită așa cum există în matematică, în chimie, în științe. E bine, capitalismul nu ține seama de asta. Capitalismul se naște, trăiește, moare, renaște. Există momente de urcare, de cădere. Crizele sunt de cele mai multe ori imprevizibile. Succesele sunt iarăși imprevizibile și de aici s-a creat un fel de, un fel de hoardă, intelectuală care susține că suntem la sfârșitul capitalismului. Susține de foarte multe decenii chestiunea asta. Între timp își iau salariile, noi așa, de la industria capitalistă. Și ajunge la paradoxuri. De exemplu, este o mișcare noua dreaptă în Franța, în Veldroa. Noua dreaptă. Te gândești, băi, este foarte clar că ăștia sunt de dreaptă. Ei bine, au un unul dintre fondatorii sau mari, mari susținători ale de noastră, care zice, domnule, în termeni economici am un dușman, capitalism. În termeni, în termeni ideologici mai am un dușman, liberalismul. Iar în termeni sociali, dușmanul meu este burghezia. Wow! Adică toate chestiunile astea erau de dreapta. Numai că aici intervine iarăși mirajul planificării. Să fie o lume ordonată așa cum vrem noi în, în multe dintre, utopiile noastre. Sigur, ale intelectualului. Sigur că se uită că, păi, morul ăla, când a scris o utopia, a sfârșit cu căpățâna tăiată și resturi de stârvul lui despicat și băgat în, în tot felul de țepe pe la porțile orașului. Bun, au uitat, de exemplu, intelectualii, da? că prin 1887, acum mulți ani, da? un secol și aproape jumate, nu? au încercat să facă o limbă planificată. Domnule, s-au săturat. Au vrut să, să rezolve chestia asta cu turnul Babel, cu multe limbi. Facem o limbă pentru toată lumea. Esperanto. Și-au inventat Esperanto. E bine, nimeni nu vorbește astăzi Esperanto. De ce? Pentru că există o evoluție care ține aproape de. economia devine aproape personală. Exact cum suntem noi, cu căderi, cu, cu succese, cu, cu tot felul de, de, de lucruri relevante sau irelevante, așa face economia de piață. Dar de ce? Pentru că economia de piață, capitalismul, toate astea sunt creații ale persoanelor, nu ale instituțiilor. Instituțiile fac doar niște reguli prin care, da? pun la dispoziția tuturor cetățenilor niște, niște șanse egale. Atât. Bun. Încet, încet însă, în societate, și mai ales în societatea capitalistă, unde vorbirea este liberă, există libertatea de expresie prin care poți să spui, da, sistemul este bun, sistemul nu este bun, e bine, au început să apară niște bestseller best, best ciudate. Este un, bestseller foarte tare. Bogații și mai mult ca bogații, sau bogații și mai bogații. Da? Scris de Lundberg. Mama mea! I-a fost bestseller. Da, de ce? Nu pentru că acolo își etalau mașinile. Bogații și super bogații. Nu pentru că acolo își arătau vilele. Sau pentru că era descrisă cariera lor sau cum au început. sau Nu, nu pentru asta. Nu pentru lucrurile pe care oamenii normali le-ar citi. E bine, oamenii normali s-au transformat încet, încet într-o masă de asta care aplaudă neșansa. Și vă spun, bestseller a fost cartea asta, da? bogații și superbogații, să o traucem așa, pentru că autorul încerca să dovedească faptul că, băi, primii 300, primi 500 din topul al bogaților din America sunt de fapt niște neșcoliți, de fapt niște ratați, de fapt niște tip care nu pun mâna pe carte, niște tip care au avut doar noroc și au beneficiat de conjunctură. Și lumea imediat s-a dus către asta cumva ca un fel de răzbunare. Da, domnule, ai văzut că nu-ți mai deștepți că noi, dar au făcut manevre. Exact ce se întâmplă în societățile din Est. Multe societăți din Est, sigur că da, mai ales în anii 90, puneau cumva la modul peorativ definiția patronului, antreprenorului. Amintiți-vă că prima dată i-a spus bișnița. De la businessman, dar așa cumva, dacă întrebai pe cineva serios, lasă mă că ăsta face bișniță. Deși om avea o firmă, plătea taxe, se încadra în regulile alea sălbatice care erau atunci, așa cum erau regulile. Dar dădea de mâncare, dădea salariu la câțiva oameni. Dar era bișnițar, la patron. Apoi s-a pus problema, cum adică să mă duc să lucrez la patron. Aceeași, aceeași intervenție cu un forceps absolut spurcat în creierul omului, cum adică ești exploatat. Dar nu și-a pus nimeni problema, și mai ales în S după 90, așa cum am spus, să fac un fel de, de campanie ca tu să devii antreprenor, tu să devii patron acum, de vreo 10 ani, de când cât de cât ne am mai, mai, identificat un pic cu lumea civilizată, cel puțin în România, se vorbește despre antreprenor. Până acum s-a vorbit așa la, la, un mijloc, la un mijloc de asta de semantică între dispreț și, și, invidie, dar cu foarte, foarte puține nuanțe de admirație despre patron. La patron, lucruri la patron. Asta a fost. E bine, revenim încep să se răzbune toate, toate derapajele astea în filozofia o filozofia europeană, pentru că până la urmă aici discutăm. În America, anticapitalismul ăsta nu are formule care se referă la economie. Are formule care vin pe de-o parte din retorica anilor 70, când primii ecologiști ieșiți, nu-i așa, din partea aia teroristă a stângii extreme, da? primii ecologiști au dat vina pe capitalism pentru că se schimbă clima. Nu era o discuție atunci despre schimbarea climatică, ei mai vorbeau din când în când. Dar puneau vina pe capitalism. Atenție, niciodată pe Rusia, care e mai poluantă, niciodată pe China, cea mai poluantă din lume. Niciodată. niciodată. Adică, cumva simțeau un fel de solidaritate. <cătă> Nu ne neapărat față de regimul chinez, nu ne neapărat față de uh, regimul sovietic, ci solidaritate vis-a-vis uh, -vis de faptul că un stat ar putea pune la punct toate chestiile astea și n-ar mai exista atâtea derapaje, atâtea frustrări. Vine statul și spune, băi, locul tău e acolo, locul tău e acolo și locul tău e acolo. Și nu mai comentează nimeni. În mod evident, nu și-au pus problema că dacă aceleași protestele ar fi făcut în China sau în URSS, ar fi fost băgați în pușcărie sau chiar uciși. Bun. Acum, sigur, mișcarea din mai 68, toate nebuniile alea, merge mai departe. Crizele aduc mereu la suprafață toată scârna asta ideologică a anticapitalismului. Și o să spuneți unii, doamne, dar ce, ce capitalismul ăsta e perfect? Nici gând că e perfect. Dar tot ce se află lângă el este imperfect. Adică socialismul s-a dovedit, atenție, acel socialism de particii de stat, pe care l-am avut și noi, pe care îl mai are China, pe care l-au avut țările din est. Da? Să nu vorbim despre social democrație că e un pic altfel. Un suedez va înțelege altfel social democrația, un finlandez, un norvegian sau un elvețian. Da? Adică acolo sunt niște modele funcționale care funcționează pe baza regulilor capitaliste și nu pe baza etatismului ostentat. Bun. Ce se întâmplă acum? După criza din 2008-2012, am văzut dintr-o dată o răbuvnire pur și simplu a anticapitalismului. Până în 2008, nați Erau mișcări sindicale, erau furioși, erau, erau, erau. Dar nu aveau o filozofie închegată anticapitalistă, plus nu venise generația obișnuită să aibă libertăți pe banii părinților. Va suna urât există o parte din generația asta care are acum 18 sau 20 de ani, da? există o parte care încă mai are mirajul libertății totale cu condiția ca babacul, de obicei, sau bătrânul, sau tătuca, da? să Livreze niște bănuți, pentru că chiria trebuie plătită, studiile trebuie plătite și, dați-mi voie, nu pot să mă aduc un jab de telefon, îmi trebuie și mie un telefon, măcar ultimul tip, dacă nu ceva senzațional. Lucrurile astea costă, dar costă pe cei care uh, pot să înțeleagă capitalism, adică pe părinți. Sigur, marea, marea majoritate a generației de acum, da, este cea care înțelege extrem de bine lumea care va veni. Uh, ea inventează inteligența artificială, ea lucrează în nanotehnologii, ea lucrează în mecanisme de asta sau în super medicale prin care să salveze viața lor la care le a dat bani pentru facultate. Bun. Însă, după 2012, cât a mai stat? 8 ani și a venit, a bubuit pandemia. În momentul în care există crizele astea globale, tot ce înseamnă scârna globală a anarhiei, o să-i spun, iese la suprafață. De ce? Pentru că e ca atunci când se deschide un fruncul. Prima dată pușcă puroiul. sună urât. asta este. Dar asta e exemplu care îmi trece minte. Exact așa se întâmplă. Și acum, unde bubuie mai tare? Unde reziliența este mai redusă. Adică în Occident. De bine, de rău, noi ăștia din Est, cu un cartof băgat în cenușă, cu un morcov și un piept de pui sau un spate de pui, facem noi ceva să mâncăm. Occidentul de vreo 70 de ani s-a obișnuit cu mâncarea bună. La Germania untului, spunea Constantinoica. E bine, reziliența este mai redusă. Când reziliența e redusă, la orice schimbare o să vezi frustrări mai mari. La orice frustrări mai mari o să vezi cum frustrările alea se transformă într-o ideologie. Deocamdată, anticapitalismul nu este o ideologie. Este mai mult un fel de bubuială de asta pe stradă, un fel de răcorire. Ați văzut la Nantes, ați văzut la Lyon, au încercat să spargă bancă, o bancă, dincolo au spart magazine. Îți dai că ăia n-au vrut să spargă magazinele ca să fure și ei ceva, să aibă o haină de bărca. Nu, ci ca furie. Adică nu poți, societatea nu mai poate controla furia. Și acum este de văzut în ce măsură capitalismul va avea o alternativă etică, și despre asta trebuie discutat și o să discutăm într-o zi, ca să contrapună socialismului anarhic sau aspirațiilor anarhoide către socialism, să contrapună o anumită etică a capitalismului, chiar dacă pare oximoron. E de interesant, e interesant de văzut. Am să facem o mică istorioară ca să ne dăm seama de unde vine fascinația asta pentru anticapitalism din partea unor oameni, de cele mai multe ori, cu statut sau cu ambiție de intelectual. O zi minunată!